caracterul oxidant al permanganatului de potasiu. Iată, am pregătit aici o soluție de permanganat de potasiu care am obținut în urma disolvării acestor cristale violet spre negru de permanganat de potasiu cu formula potasiu mangan oxigen 4. Ca să studiem caracterul oxidant al permanganatului de potasiu, am mai pregătit o soluție de sulfat de fier 2 și vom oxida fierul, care are numărul de oxidare plus 2 din soluția de sulfat de fier 2, cu permanganat de potasiu, atât în mediu acid, am pregătit aici primul pahar pentru mediu acid, în mediu alcalin, respectiv în mediu neutru. Să vedem cum are loc oxidarea fierului plus 2 la fier plus 3. Adăugăm în fiecare pahar soluția de sulfat de fier 2. În primul pahar voi adăuga acid sulfuric concentrat ca să avem această oxidare în mediu acid, picătură cu picătură. În al doilea pahar, ca să avem oxidare mediu alcalin, am pregătit o soluție de hidroxid de sodiu și adăugăm la fel câteva picături. În al treilea pahar, ca să fie mediu neutru, vom mai adăuga puțină apă distilată. Acum vom adăuga soluția de permanganat de potasiu în fiecare pahar. Să vedem ce transformări vor avea loc. Se adaugă până când avem o colorație roz. Da. Asta este culoarea. Acum adăugăm permanganat și în mediu alcalin. Observăm o colorație verzuie aici și să adăugăm și în mediu neutru. Aici trebuie să obținem un precipitat brun de dioxid de mangan. Trebuie brun mai închis. Să vedem ce fenomene au avut loc în fiecare pahar. În fiecare pahar a avut loc aceeași reacție de oxidare a fierului plus 2 din sulfatul de fier 2 la fier plus 3 în diferite combinații. În mediu acid, ionul de fier plus 2 din sulfatul de fier se oxidează la ionul de fier plus 3 prin cedarea unui electron, fiind deci un agent reducător. Manganul cu numărul de oxidare plus 7 din permanganatul de potasiu se reduce la mangan plus 2 din sulfatul de mangan prin acceptarea a 5 electroni, fiind un agent oxidant, după cum am spus și la început. În mediu alcalin, adică în acest pahar, să vedem ce fenomene au avut loc. Fierul s-a oxidat de la plus 2 la fier plus 3 prin cedarea unui electron, fiind agent reducător, iar manganul cu numărul de oxidare plus 7 din permanganatul de potasiu a suferit o reacție de reducere prin acceptarea unui electron, deci de la mangan cu numărul de oxidare plus 7 la mangan cu numărul de oxidare plus 6 din ionul manganat, care are această culoare verde
închis. În mediu neutru avem oxidarea fierului de la fier plus 2 la fier plus 3 prin cedarea unui electron, fiind deci agent reducător, iar manganul de la numărul de oxidare plus 7 ajunge la mangan cu număr de oxidare plus 4 din dioxidul de mangan, care este brun, fiind deci un agent oxidant, el suferind o reacție de reducere prin acceptare de electron. Deci permanganatul de potasiu este un oxidant puternic, folosit atât pentru oxidarea substanțelor anorganice și organice în laborator, atât în soluție acidă, cât și în mediu bazic, cât și în mediu neutru. Cea mai mare putere de oxidare o are permanganatul de potasiu în mediu acid. Datorită caracterului său oxidant, permanganatul de potasiu se folosește ca decolorant în industria textilă, la sterilizarea apei, antiseptic în medicină, combaterea dăunătorilor la plante,